Când Domnul Iisus a poruncit furtunii să tacă și să se liniștească, pe de o parte a spus furtunii să se liniștească, pe de altă parte el de fapt le spunea ucenicilor lui, care erau acolo foarte agitați. Pentru că de cele mai multe ori Dumnezeu nu vrea să liniștească circumstanțele din viața noastră pe cum ne-ar plăcea nouă, ci de cele mai multe ori Dumnezeu vrea ca noi să fim liniștiți. Amin. Și când Domnul Iisus poruncește liniște și pace, El nu se adresează de cele mai multe ori furtunii și valurile, ci ne spune nouă asta, celor care suntem în corabia vieții și adeseori trebuie să trecem prin furtună. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Așa că dacă pentru anul 2024 Dumnezeu rostește în dreptul vieții noastre și spune același cuvânt pe care l-a spus atunci când era în corabie și în mod paradoxal dormea. Da? Era furtună afară și Domnul dormea. Și ucenicii se uită la el și îl întreabă, Doamne, dar chiar nu-ți pasă că noi pierim? Și Domnul poruncește furtunii și spune liniște și pace. Dar de fapt le spunea ucenicilor lucrul acesta. De ce? Pentru că mai repede ascultă de Domnul valurile și furtuna decât ascultăm noi. Asta e adevărul. Și acum uitați dumneavoastră cât de bine le așează Dumnezeu că predica din această zi este despre furtunile vieții. Dacă vorbeam cu oamenii ăștia care au cântat, nu se așezau lucrurile așa de bine pe cât le-o așeza Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Așa că aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine, dar mai ales inima, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 6. Dacă perspectiva să fie una cât mai completă posibil, vom citi și varianta din Evanghelia după Marcu, și pentru că îmi pasă de dumneavoastră și pentru că e cald, nu o să vă mai citesc cea din Evanghelia după Matei. Dar citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și apoi citim și din Marcu, din capitolul 6, sunt două fragmente biblice care prezintă practic același eveniment, și anume momentul în care Iisus umblă pe mare, e un eveniment arhicunoscut, chiar dacă nu ești obișnuit cu biserica, 100% ai auzit de momentul acesta, și acest eveniment are loc într-un anumit context. Și vă citesc tot contextul ca să-l putem pricepe mai bine. Acum, cred că deja ați avut timp suficient cât am vorbit eu să găsiți Evanghelia după Ioan, capitolul 6, dar dincolo de Biblie aș vrea să ne deschidem inima la ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească tuturor. Amin! Ioan 6, versetul 15. Zice așa. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu forța sau cu sila ca să-L facă împărat, s-a dus iarăși pe munte numai El singur. Și acum, dacă vă întrebați de ce oamenii voiau să-L facă pe Domnul Iisus împărat, da, și că vă întrebați și că nu găsim răspunsul aici, tot în capitolul 6, în versetul 26 și 27, și apoi citesc de la versetul 16. Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Pentru că e vorba de momentul acela când Domnul Iisus face minunea cu pâinile și peștii și minunea asta le pune celor mai mulți capac. Adică până în momentul acela au fost toți uimiți de minunile pe care Domnul le făcea, dar parcă mâncarea gratis, vedeți că și evreii seamănă cu noi românii. Când primesc mâncare gratis de la Domnul, dintr-o dată hotărăsc să-L facă împărat. Fiți atenți ce spune Domnul versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Adică, spune Domnul Iisus, eu am primit de la Dumnezeu autoritatea de a transmite oamenilor în primul rând, nu o pâine din asta trecătoare, ci eu sunt, spune mai jos, pâinea vieții care a coborât din cer. Și dacă voi vreți să mă faceți împărat, faceți-mă în primul rând împărat peste sufletele voastre. Pentru că eu n-am venit în primul rând să vă hrănesc trupurile, ci eu am venit în primul rând să vă hrănesc sufletele. Și acum, în acest context așadar, în care oamenii voiau să-L facă pe Domnul Iisus cu forța împărat, lucru rarisim, că astăzi oamenii luptă în alegeri să ajungă, nu împărați, măcar 4 ani la putere. În contextul ăsta, Domnul Iisus fuge de alegerea oamenilor, pentru că știa că El n-are nevoie, zice, eu am pecetea Tatălui, El n-avea nevoie de ștampila votat din partea oamenilor,
pentru că el o avea din partea lui Dumnezeu, el însuși fiind Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om. Și versetul 16, zice așa: când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. Nu uitați, Iisus era pe munte, numai el singur. S-au suit într-o corabie și o să vedem în Marcu 6 cum se suie în corabie, și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. Foarte interesant, cuvântul tradus aici cu întărâtat descrie un om care tocmai s-a trezit din somn. În originalul grecesc e exact cuvântul folosit pentru un om care tocmai s-a trezit din somn. Mai vezi câteodată câte unul, și în biserică se mai întâmplă, mai rar ce-i drept, care se trezește brusc, și exact lucrul ăsta îl descrie Biblia aici. Adică o furtună care începe brusc, neprogramat. Spune Biblia că după ce au vâzlit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat pe bună dreptate. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau de să-l ia în corabie și corabia, după ce l-au luat așadar, a sosit îndată la locul spre care mergeau. Și în Marcu, în capitolul 6, de la versetul... Citim și versetul 44, încă o dată ca să înțelegem tot contextul. Spune acolo că cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Teologii spun că, de fapt, dacă erau 5.000 de bărbați, erau până în 20.000 de oameni. Deci nici nu ne putem imagina o mulțime foarte mare de oameni care mănâncă în mod miraculos din mâna Domnului Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte că oamenii ăștia vor să-L facă împărat pe Domnul nu pentru că le plăcea învățătura, nici pentru că erau mișcați de minunile Lui, ci pentru că au primit pită și pește. Pentru că au primit sandwich-ul gratis și se gândeau: ăsta da, împărat, să nu mai trebuiască să muncim, primim mâncare gratuită. Și spune Biblia, versetul 45, că îndată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie. Iarăși, a sili înseamnă a obliga, și asta e extraordinar. Iisus își obligă ucenicii să intre în corabie și să treacă înaintea lui, de cealaltă parte, spre Betsaida, aceeași direcție, Capernaum. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului, deci avea ce... să dea drumul la 20.000 de oameni. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte ca să se roage. Nu uitați, Domnul era pe munte și spune Biblia, când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm și de acolo, de pe țărm, a văzut pe ucenicii lui că se necăjesc cu vâslirea, deci le vede fața de acolo. De ce? Pentru că el era Dumnezeu și este, slăvit să-i fie numele. Căci vântul le era împotrivă și de asta erau necăjiți și într-a patra strajă din noapte, prima strajă romană de la ora 6 la 9, a doua de la 9 la 12, a treia de la 12 la 3, și a patra strajă e de la ora 3 la ora 6 dimineața. Și într-a patra strajă din noapte, când ucenicii probabil că și-au epuizat toate resursele de răbdare și de putere și de luptă, a mers la ei umblând pe mare. Și aici e ceva foarte interesant. Și voia să treacă pe lângă ei. Acum, imaginea asta mi se pare extraordinară. Un Iisus care umblă pe mare, ucenicii se chinuie din greu să biruiască furtuna și vrea să le probeze credința. Și trece numai pe lângă ei. Și spune Biblia, când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă, o arătare. Și-au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat, Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis. Și aș vrea să rămână propoziția asta în mintea noastră. Știu că de obicei rămân la predici întâmplările, dar vreau să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc eu cu voce tare și, dacă sunteți amabili, să repetăm împreună propoziția asta. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Hai să repetăm împreună. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și așa de fain ați predicat încât o să vă cer, hai să mai zicem o dată. Îndrăzniți, apoi s-a suit la ei în corabie și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile. De ce? Fiindcă le era inima împietrită și se gândeau numai la pită și se gândeau numai la lumea de aici. Și știi ce face Domnul când vrea să ne despietrească inima? Și în anul 2024, ca și în anul 1 sau 30 sau 20, ne lasă să trecem prin furtună.
Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog frumos să vă așezați. Știu că v-am încercat răbdarea, mai ales acelora dintre dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, dar celor ce sunt mai tineri, de voi chiar nu-mi pare rău. Pe voi va ține în picioare toată predica. Voi puteți, nu de alta. Iar cei ce sunt mai în vârstă, să mă ierte de data asta. Acum nu vin chiar așa de des, mai vin așa, o dată de două ori pe an și de fiecare dată știu că vă țin destul de mult în picioare la citirea textului. Îi mulțumesc fratelui Vali pentru invitație și sunt întotdeauna bucuros și onorat. Acum de ani de zile, cred că, nici nu mai aduc aminte exact când am fost prima dată în Biserica Smirna, în Timișoara, cred că nu-și aduce aminte nimeni. Eram un predicator extrem de tânăr, cred că ori trecut vreo 20 de ani de atunci, sau undeva acolo, și uite că suntem din nou la începutul unui nou an, anul 2024. Slăviți să fie Domnul! Mă bucur să găsesc biserica plină și plină, dincolo de faptul că suntem mulți oameni, important e că e Dumnezeu prezent aici. Și am rămas așa de uimit de felul în care s-au așezat lucrurile imediat după, înainte de predică. Frații au cântat exact ceea ce eu pregătisem. Erau două cântări care aveau legătură directă cu două predici pe care le aveam în minte. Una era cu Olaru, cu Ieremia, a fost prima. La ea m-am gândit prima dată. După aia, ori trecut la asta. Și am zis, Domnul mă călăuzește în partea asta, la alta. Acum, slavă Domnului că nu-l mai schimba cântarea, că n-avea numai astea două variante. Da, și dacă mai schimbam, eu veneam tot la ceea ce pregătisem. Aș vrea în această zi, împreună cu dumneavoastră, să privim la Cuvântul lui Dumnezeu și să ne întrebăm, în legătură cu anul care ne stă înainte, în mod normal, ne întrebăm, da? Să ne întrebăm, bazat pe ceea ce am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, pe aceste două fragmente biblice care descriu același eveniment din viața Mântuitorului Iisus, cum va fi anul care ne stă înainte? Acum, sigur, noi la această întrebare putem să dăm o grămadă de răspunsuri generale, putem să spunem că va fi un an greu, un an cu multe alegeri, un an cu multă propagandă politică, dar spune Biblia un lucru care mi se pare extraordinar în legătură cu viitorul. Vreau să-l citesc, mai ales că am văzut că e o boală pe internet. Există o categorie de oameni care în goana asta după vizualizări vorbesc foarte mult despre ce va fi anul viitor și tot timpul ne dau tot felul de perspective. Ia uitați ce spune Biblia în legătură cu ce stă înaintea omului, ca să ne liniștim din punctul ăsta de vedere și să vă spun, să răsuflați ușurați, că Biblia ne spune, ia uitați, în Eclesiastul, în capitolul 7, cu versetul 14, zice așa. În ziua fericirii fii cum? Fericit. Mai sunt oameni care în ziua fericirii aleg să fie nefericiți. Știți categoria asta? Îți la nuntă și îl întreb ce faci, postesc. Îi zi de bucurie, toată lumea e bucuroasă, păi el îl vezi tot timpul supărat, tot timpul nervos. Dacă îl întreb ce-i cu tine, nu-ți răspunde, îi place să facă pe Sfântul când e o zi de genul ăsta. Să-l întrebi, mă, dar ce-i cu tine? Și ia așa o înfățișare din asta, foarte supărată, tristă, pentru că în contextul nostru, adesea, și nu doar în contextul nostru, spiritualitatea este asociată cu tristețea, ce nu e adevărat. Dar știi ce zice Biblia? În ziua fericirii fii cum? Fericit. Dar haideți să ascultați ce spune mai încolo. În ziua nenorocirii, ce zice, să fii trist? Nu. Zice, în ziua nenorocirii, gândește-te, nu zice nici să fii fericit. Acum hai să fim realiști, când zice nenorocire, adică ce înseamnă asta? Un accident, moare cineva drag, Dumnezeu nu e absurd, nu ne cere să zâmbim prostește, indiferent ce ar fi în viața noastră, noi predicatorii câteodată în absurditatea noastră și să ne ierte Dumnezeu că de foarte multe ori am făcut și eu greșeala asta și să mă ierte și pe mine, nu ziceți amin, că de multe ori am făcut greșeala asta și am venit în fața oamenilor, bucurați-vă orice ar fi, măi oameni buni, dați-mi voie să fiu și trist câteodată, măcar aici în biserică, măcar să mă reculeg din când în când, avem libertatea asta din partea lui Dumnezeu. Dar zice așa, în ziua nenorocirii gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe alta. Adică,
Până și ziua nenorocirii e îngăduită de Dumnezeu în calendarul vieții noastre. E programată într-un fel sau altul, nu spun că e o fatalitate, nu vreau să discutăm aici despre predestinare, că iarăși scăm alte discuții. Dar zice, gândește-te că Dumnezeu a făcut și una și pe alta, și pe cealaltă. De ce? Și acum rezolvăm dilema celor care stau pe internet și ne tot spun în fiecare an cum va fi anul viitor și când tragi linia la final, lumea nu se nimerește. De ce? Că spune Biblia. Pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Așa că toți ăștia care apar cu fețe filozofice profunde, care știu ei din ebraică, din greacă, care știu ei mai bine decât au știut toți teologii de-a lungul istoriei și care o să ne spună că anul ăsta va fi așa și așa, de cele mai multe ori ne spun generalități. Știți că am auzit în urmă cu ani de zile pe cineva care încerca să preveadă un cutremur în București și a zis așa, poate va fi cutremur, poate nu va fi. No, asta e foarte clar. Acum, mulți ne spun în legătură cu anul 2024. Poate vor fi nenorociri, poate nu vor fi. Când a venit pandemia, ne-am trezit cu o grămadă de auto-intitulați proroci care au venit după aia și au zis, am prevăzut noi. Numai că noi nu i-am auzit înainte, i-am auzit numai după aia. Biblia zice așa, pentru ca omul să nu poată ști nimic din ce va fi după el. Adică noi oamenii nu putem prevedea. N-avem de unde să știm. Dumnezeu cunoaște viitorul. Singurul care știe viitorul e Dumnezeu. Și ascultați-mă bine. Dacă noi am ști viitorul, noi n-am putea trăi. Niciunul dintre noi. Dacă ai ști ziua în care îți moare tata sau mama, dacă ai ști ziua în care îți moare pruncul, dacă ai ști ziua în care mori, n-ai putea să fii fericit. Hai să fim serioși. Dumnezeu în bunătatea și în înțelepciunea Lui a decis să păstreze această povară a viitorului pentru sine. Și acum când vorbim despre Dumnezeu, Dumnezeu nu se încadrează în timp și spațiu cum credem noi. Da, Dumnezeu e alfa și omega, începutul și sfârșitul. Nu discutăm chestiuni din astea abstracte sau mult prea abstracte. Vreau doar să vă spun un lucru. Viitorul îl cunoaște unul singur, Dumnezeu. De-aia Biblia ne spune, în ziua fericirii, ce să faci? Spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că ai îngăduit să fiu fericit. Îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate, îți mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea să mă bucur de viață, de familie, de cei dragi, de cei pe care îi iubesc, de cei care mă iubesc. Doamne, ajută-mă să fiu fericit în ziua fericirii, în ziua nenorocirii, să nu-mi pierd credința, să-mi aduc aminte că Tu ești Cel care ai creat și una și alta, că Tu ești Cel care îngădui și una și alta și apoi să știu că povara viitorului este în mâinile Tale. Că știe Dumnezeu când vom muri, că știe Dumnezeu când vor muri cei dragi, că știe Dumnezeu ziua în care te îmbolnăvești, că nu cred că vreunul dintre noi am putea să trăim liniștiți dacă am ști că în anul 2024 vom avea vreun accident, dacă am ști că în anul 2024 vom primi un diagnostic greu, noi sau cineva pe care îl iubim, n-am putea duce povara asta și ne-am îmbolnăvit de depresie. Oricum suntem jumătate bolnavi de depresie. De-aia Biblia ne spune în această zi, oameni buni, în ce privește viitorul, e unul singur care știe viitorul și acesta e Dumnezeu. Dar acum, privind în Biblie, putem să știm câteva lucruri în legătură cu ce anticipăm. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le vedem pe baza textului pe care deja l-am citit. Și anume, o să vă spun niște lucruri foarte simple și clare pe care le regăsim în Biblie. Cum va fi anul 2024? Și acum, probabil că unii așteaptă niște taine. O să ne spună fratele Adi ce se va întâmpla în Orientul apropiat. Haideți să vă spun ceva, nimeni nu știe. Sunt unii care se fac că știu, dar habar n-au. E unul singur care știe și ăsta e Dumnezeu. Aleluia. Și eu spun slăvit să fie numele Lui, că El știe. Aleluia. Dar sunt trei lucruri în legătură cu viitorul. Și acum, dacă ești în adunare în această zi, sau poate ești bolnav și ai pe cineva drag și te uiți cu frică la viitor și e atâta teamă și anxietate și neliniște și zici, nu știu ce o să fie anul acesta, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le știi din Cuvântul lui Dumnezeu, din textele, cele două texte care vorbesc despre umblarea Domnului Iisus pe ape. 1. Vreau să știi că anul 2024 va fi total imprevizibil. Știu că ți-am mai spus asta, dar vei vedea ce înseamnă lucrul ăsta. 2. Aș vrea să știi că și peste anul 2024 Dumnezeu este stăpân.
Așa cum a fost stăpân în anul 2023, Dumnezeu e stăpân și peste anul care ne stă înainte. Apoi, aș vrea să știi că și în anul 2024, Iisus îți oferă tot ce ai nevoie. Încă o dată, Iisus îți oferă nu tot ce ai tu chef, nu tot ce dorești tu, nu tot ce trece ție prin minte, nu toate pretențele, nu toate mofturile tale, ci și în anul acesta, așa cum Domnul Iisus le oferă ucenicilor, când erau în corabie și treceau prin furtună, tot ceea ce ei au nevoie, și anul acesta, Domnul Iisus ne oferă și nouă, celor care suntem în corabia vieții, tot ce avem nevoie. Așadar, sunt trei lucruri clare cu privire la anul 2024, sunt trei lucruri clare cu privire la orice an care ne stă înainte, sunt trei lucruri clare cu privire la viitor, oricum l-am anticipat, unul este imprevizibil, Dumnezeu este stăpân și pe teritoriul viitorului, și trei, Iisus ne oferă tot ce avem nevoie, slavă Lui pentru asta. Acum, dacă ați fost atenți și ați fost foarte atenți, mai rar așa, oameni atenți la citirea textului, cum ați fost dumneavoastră în această zi și vă felicit pentru asta. Zice versetul 52 că ucenicii n-au înțeles minunea cu pâinile și peștii, motiv pentru care Domnul trebuie să treacă prin furtună. Și acum, e foarte interesant, cine n-ar vrea un împărat ca Iisus? Mulțimea se gândea ce bine ar fi să ai un împărat care să vorbească cum vorbește Iisus. Uitați-vă la cei care ne conduc astăzi, urmează campania electorală, care de obicei e o tristețe la noi în țară. Cam peste tot e o tristețe în ultima vreme, dar la noi parcă în mod special. Și când te uiți la cum vorbesc cei care sunt conducători, mai este câte unul mai răsărit. Dar, apropo de faptul că nu avem conducători și lumea asta nu are conducători cine știe ce, Andrei Pleșu, un cunoscut filozof român, care a fost și ministru de externe, spunea că a cunoscut cei mai mulți lideri ai lumii din perioada când el era ministru de externe și zice, am ajuns la concluzia că faptul că lumea are conducători atât de slabi e o dovadă că există Dumnezeu. Că la ce conducători avem ar fi trebuit să se aleagă praful de lumea asta. O dovadă că există Dumnezeu e faptul că într-o lume în care avem un președinte american cum avem, că mai avem unul rus, iar exact în cealaltă extremă, că mai avem, nu mai zic în alte țări, nu mai zic și de noi, că avem conducători cum avem și totuși, lumea asta continuă de bine, de rău să existe. Ne place nouă să ne plângem, dar lumea continuă să existe. De ce? Pentru că stăpânul nu-i la Washington, nu-i nici la Moscova cum le-ar plăcea unora, stăpânul nu-i nici la Bruxelles cum cred alții, ci stăpânul nostru este din veșnicie în veșnicie. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Cine n-ar vrea un împărat să vorbească cum vorbește Iisus? Vorbea atât de frumos, cu atât de multă putere, încât, la un moment dat, ăia care voiau să-L prindă, se duc să-L prindă, sunt niște soldați, aprozii, spune Biblia, se duc să-L prindă, și parcă aud vorbind unul cu altul, mă, hai să vedem ce zice, că dacă tot îl prindem și îl arestăm și după aia va fi condamnat, hai să-l mai ascultăm cum predică. Și stau, parcă aud vorbind unul cu altul, mă, zice, hai să mai stăm 5 minute și se uită unul la altul și trece. Știți cum e câteodată și la predică, trece o oră jumate și zici că a fost 5 minute. Altădată 5 minute, tot te uiți, mă, dar nu se mai termină. Ei, exact așa, oamenii ăștia stăteau și ascultau. Și zice, nu putem să punem mâna pe el. Pentru că așa cum vorbește omul acesta, n-am auzit pe nimeni vorbind, se întorc din nou la liderii religioși evrei, la conducătorii din templu și oamenii ăștia spun, dar unde e Iisus? De ce nu l-ați prins? Și ei spun, n-am putut să punem mâna pe el, pentru că așa cum vorbește omul acesta, n-am auzit pe nimeni vorbind. Nu întâmplător Petru, după ce toți ceilalți ucenici se duc, zic, nu suportăm să mai auzim cuvinte de felul acesta, Petru îi spune, când Domnul se uită la cei rămași și le zice, spre deosebire de noi, care dacă mie mi s-ar întâmpla ca în timpul predicii să iasă 90% din ascultători, nu m-aș uita la aia care au mai rămas să-i întreb, dar voi nu vă duceți. Și Petru, între cei 10% rămași, zice, Doamne, unde să ne ducem când la Tine sunt cuvintele vieții veșnice? O, slăvit să fie Domnul!
Deci cine n-ar vrea un conducător care să vorbească cum vorbește Iisus, dar nu numai că vorbește, el are puterea cuvântului, când el rostește ceva, se împlinește. Cine n-ar vrea un conducător care are putere să vindece? Ce asigurare medicală, ce stă la rând la doctori, ce tratamente, ce medicamente, un împărat la care, la puterea cuvântului său, să fie orice bolnav vindecat, cine să nu vrea un asemenea conducător care să poată să facă minunea, să-ți dea pâine gratis, să nu mai trebuiască să te trezești la 4-5 dimineața, să te duci la serviciu și așa mai departe. Cine n-ar vrea un rege ca Iisus? Și oamenii vor să-l facă cu forța împărat. Lucru, așa cum am zis, care se întâmplă rarisim. Și care e reacția Domnului? Ei, în mod normal, conducătorii de astăzi, dacă ar fi venit cineva, ar veni cineva la ei și le-ar spune, vrem să vă facem, nu știu, ministru sau ceva, președinte. Știți care e reacția oamenilor? Oh, păi normal că v-ați gândit la mine. Eu sunt cel mai competent. Dar Domnul refuză și e foarte interesant, își ia ucenicii, îi pune într-o corabie și trimite unde? În furtună. No, acum, știți cum se schimbă lucrurile? În câteva ore totul se schimbă. Ucenicii erau pe munte împreună cu Domnul Iisus, auzeau că oamenii vor să-L facă împărat, ei se gândeau că vor fi miniștri, mă gândesc că Iuda se vedea ministru de finanțe, Petru se vedea ministru de interne, că Biblia ne spune că Petru avea la el o sabie. Știți bine despre ce vorbesc. Deci ăsta era pregătit tot timpul cu justiția, sau la interne, sau la justiție, pe acolo îl văd. Toți se gândeau, mă, care o să fie locul meu acolo? Deja se vedeau într-un guvern în care ei să fie în jurul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus ce face? Îi ia de acolo, din momentul ăla extraordinar, când Domnul înmulțește pâinile și peștii, când Domnul predică și oamenii stau să-L asculte și la final face minunea asta extraordinară. Și ce face Domnul? Îi ia cu forța, îi pune într-o corabie, îi trimite în mijlocul mării și dintr-o dată începe furtuna. Pentru că așa stau lucrurile în viață. Și în anul 2024, lucrurile vor sta exact la fel. Viața este imprevizibilă. Adică vremea în viață se schimbă brusc. Noi, niciunul dintre noi, nu putem să ne programăm. În 2024 o să am un accident. În anul 2024 o să mi se întâmple... Nu. Nu știu câți dintre voi ați ieșit în mare. Sunt convins că unii ați fost la un moment dat cu o barcă sau știu eu, într-o anumită situație. Știți că în ocean vremea se schimbă, sau pe ocean, vremea se schimbă foarte brusc. Mi-aduc aminte de două ori am fost... Să zic așa, am făcut două deplasări mai importante, una în Australia și una în America. În ambele am prins vreme proastă. Nu știu, așa a fost să fie, ca să pot predica probabil despre asta. Când m-am dus în Australia, frații m-au dus la pescuit, ei foarte mari pescari, eu nu prea, adică eu chiar deloc. Dar am ieșit de dragul lor, am zis, mă, hai să ieșim, să vedem, mi-au promis că se vor vedea balene pe acolo, că o să fie, că o să... Și am zis, mă, de curiozitate, mă duc și eu să văd despre ce e vorba. Mi-au dat și mie o unghiță, odată am dat cu unghița și săracul era un pelican în zonă, l-am nimerit, cam asta a fost toată captura mea. Evident că l-a lăsat în pace, adică dacă sunt ecologiști pe aici, să știți că m-am achitat foarte bine de treaba asta. Și când stăteam noi acolo, dintr-o dată a început o furtună, dar știți cum? Dintr-o dată. Vremea liniștită, frumoasă. Noi am primit o avertizare și fratele mi-a zis, vezi că se schimbă vremea, dar stai liniștit că eu sunt marinar bun. Într-adevăr, era bun la treaba asta, dar până și lui i s-a făcut frică, adică nu se aștepta ca furtuna să fie atât de intensă, atât de mare. În ocean, valurile se ridică, zici că e un bloc care vine și coboară peste tine. Și mi-aduc aminte că eram în barca aia, care nu era o barcă mică, era cu motor destul de mare, dar când am văzut furtuna aia cât era de puternică, am coborât undeva jos și am făcut la rugăciuni. Abia am așteptat să ajungem la mal, dar cu mare greutate și cu un râu de mare de care nu-l voi uita niciodată. Dar vreau să vă spun ceva. Vremea s-a schimbat dintr-o dată. Cum ai clipit din ochi? Totul se schimbă dintr-o dată. În viață lucrurile stau exact la fel. Adică, totul e bine acum, dar mai e o iluzie și vreau să vă spun ceva. Când totul e bine în viață, avem senzația că nu se va schimba. E adevărat sau nu? Când ești tânăr, nu te gândești vreodată că o să îmbătrânești. Când ești sănătos, nu te gândești vreodată că o să te îmbolnăvești. Întotdeauna crezi că bolnavi sunt alții.
Mai stau de vorbă cu câte unul care zice că, măi, frate, să vezi, am mâncat aloe vera, că am făcut, eu am descoperit, domne, un regim de viață, eu stare, eu sănătos. Și acum nu mă înțelegeți greșit, eu nu spun că nu-i bine să previi bolile. Cred că noi, penticostalii, avem mult de învățat în privința asta, pentru că de foarte multe ori nu știm să fim cumpătați și după aia dă-i cu rugăciunea. Dar ascultați-mă cu atenție, orice regim de viață ai avea, orice sistem ai încerca să găsești, dați-mi voie să vă spun, îmbătrânirea, oricât o ai amâna-o, oricât de bine te conservi, până la urmă este inevitabilă. Dar noi când suntem la bine, întotdeauna ne gândim că răul nu se lipește de noi. Când mai trecem din când în când pe la câte o înmormântare, mai scăpăm câte o lacrimă și ne gândim, mă, oare voi muri și eu într-o zi? Da, nu. Cam auzit noi o predică, știm că vine Domnul în timpul vieții noastre și dintr-o dată ni se liniștește sufletul. Nu mă ascultați-mă, frați și surori, niciunul dintre noi nu putem anticipa viitorul. Absolut niciunul dintre noi. Orice capacități am avea, oricât de bine am ști Biblia și ba mai mult decât atât, viața este imprevizibilă, oricât de mult am păstrat noi iluzia asta că întotdeauna va fi bine. Când e bine, crezi că întotdeauna va fi bine. Când ucenicii erau acolo sus, pe munte, și când Domnul predica, și când făcea minunea cu pâinile și pește, și când oamenii ziceau, pe voi vă vrem miniștri, credeau că nu se va mai schimba niciodată. Știți în cât timp se schimbă? În câteva ore. Cum viața ta se poate schimba într-o singură clipă, cu un singur telefon pe care îl primești de la doctor și doctorul îți spune, oricât de sănătos te-ai simți că analizele pe care le-ai făcut nu sunt cele mai bune, poate un telefon pe care îl primești de la cei dragi din familia ta care spun că cineva din familia voastră tocmai a suferit un accident și a plecat din lumea asta, câți dintre noi în anii care au trecut n-am gustat, n-am experimentat pe pielea noastră, n-am văzut cu ochii noștri cât de imprevizibilă este viața asta în care noi ne-am pus nădejdea și cât de mișcătoare sunt nisipurile pe care ne-am clădit cei mai mulți dintre noi viața și cât de schimbător e omul, cât de schimbători sunt chiar oamenii pe care noi iubim și sunt alături de noi, pentru că, dragii mei, dacă vreau să vă spun ceva în legătură cu anul 2024, viața este imprevizibilă. Da? Mai știu ceva. Și un lucru pe care aș vrea să-l rețineți, știu că oamenii uită predicile, dar vreau să nu uitați ce vă spun acum. Dumnezeul care a fost cu noi acolo sus pe munte, Dumnezeul mesei gratuite de pe munte, rămâne și Dumnezeul furtunilor. De ce? Pentru că noi când trecem prin furtună, avem cumva în mintea noastră gândul acesta, Dumnezeu ne-a părăsit. Ucenicii erau în furtună, se gândeau probabil cu frustrare și supărare că Domnul era pe mal, se gândeau la faptul că Domnul Iisus ar fi putut să vină și El împreună cu ei și probabil că erau așa revoltați, mă, Domnul ne-a pus în corabie, ne-a împachetat, ne-a trimis și El stă mai departe acolo cu mulțimile, ei nu știau ce face Domnul, nu știau că e pe mal și se roagă, dar spune Biblia că Iisus îi vede că se necăjau. Și unii dintre noi când trecem prin momente grele în viața noastră, când primim un diagnostic crunt, când cineva drag moare, când trecem printr-o situație critică, atunci când viața se schimbă brusc și când vremea vieții se schimbă brusc, dar în direcția proastă, în direcția rea, dintr-o dată parcă avem senzația asta că Dumnezeu ne-a părăsit. Dar aș vrea să vă spun pentru anul 2024, e un adevăr pe care l-am trăit și în anul 2023 și în fiecare an din ziua în care m-am născut până în vremea de astăzi, că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor. Că Dumnezeul care a fost cu mine atunci când eram la masă cu toți cei dragi și toți eram bine și sănătoși, e același Dumnezeu care rămâne cu mine și când cineva drag nu-i mai la masă și a plecat din lumea aceasta. Că Dumnezeul care a fost cu mine când eram perfect sănătos și simțeam că sunt tare, același Dumnezeu e acum cu mine când sunt bolnav, când sunt slab, când sunt parcă abandonat de oameni, pentru că Dumnezeul mesei gratuite de pe munte rămâne și Dumnezeul furtunilor, slăvit să fie numele Lui. Și asta e bucuria în legătură cu faptul că viața este imprevizibilă. Da, anul 2024 e un an imprevizibil, așa cum au fost toți anii până în momentul de față, dar știu ceva, indiferent prin ce furtună voi trece, știu un lucru, că Dumnezeul care a fost cu mine până în clipa asta, din prima zi,
până la sfârșitul vieții mele, nu va înceta să rămână Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu mine în fiecare clipă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Cum va fi anul 2024? Imprevizibil. Dar în același timp, știu că și atunci când viața se schimbă brusc și într-o direcție rea, și atunci când furtuna în viață începe brusc și dureroasă, știu că Dumnezeu rămâne cu mine. Aleluia. Nu știu câți dintre voi a simțit în anumite momente din viață, stăteam de vorbă cu un frate care a fost în spital, era într-o situație foarte grea. Mi-a spus în momentele acelea când eram acolo în spital, singur, fără nimeni, nu puteam vorbi. În momentele acelea, tot timpul cât am stat în spital, l-am văzut pe Iisus Hristos stând acolo, lângă mine. Haideți să vă spun, chiar dacă nu-L vedem, totuși El este acolo. Chiar și când nu-L vezi și ți se pare că e o nălucă, spune Biblia că ucenicii când L-au văzut venind în a patra strajă din noapte, spune Biblia că au țipat de frică, că au crezut că e o arătare, e o fantomă, e o nălucă, dar Domnul Iisus le spune, îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. E mesajul pentru anul 2024 pe care Dumnezeu îl transmite nouă tuturor. Mi-l spune mie și ți-l spune ție. Îndrăzniți, nu vă temeți, Eu sunt. Chiar dacă nu mă vezi, zice Domnul, Eu sunt acolo. Și în biserică e exact același lucru. De multe ori vin la biserică și nu vezi nimic și nu simți nimic, dar parcă aud vocea Mântuitorului care spune, ferice de cei care nu vor vedea și totuși vor crede. Ferice va fi de omul acela care trecând prin necazuri, prin dureri, prin probleme, când viața îi se va schimba brusc într-o direcție dureroasă și totuși nevăzând niciun fel de, nevăzând nimic în jurul lui și neavând cumva niciun fel de motiv de bucurie pentru moment, totuși își va păstra mai departe încrederea în Dumnezeu. Ferice de omul acesta care nu vede și crede. Ferice de omul care vine la adunare și în ciuda faptului că predica nu-i grozavă și cântarea nu sună cum ar trebui și parcă nu se vede și nu se simte nimic, totuși prin credință trăiește prezența lui Hristos. Ferice de omul care atunci când trece prin furtunile vieții și când îi se pare că a fost abandonat de Dumnezeu, el știe totuși că Dumnezeul pe care ochii aceștia nu-L pot vedea e prin Duhul Sfânt prezent acolo. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască, dar știu că atunci când sunt pe patul de spital, chiar dacă nu pot vedea decât tratamentul dureros pe care doctorul îl administrează, chiar dacă nu pot simți nimic în afară de suferință și starea aceea apăsătoare, știu prin credință că Iisus Hristos este acolo. Da, poate nu simți nimic, da, poate nu văd nimic, dar în ciuda sentimentelor mele, știind că inima mea este și rea și înșelătoare, pot spune din toată inima, Iisus e prezent aici. Și El îmi spune același lucru pe care L-a spus atunci ucenicilor, îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți. Mi-aduc aminte de niște frați dintr-o biserică pe care am păstorit-o. Ea era bolnavă de cancer în vremea aceea, în stare terminală. Soțul ei era tot timpul în spital și mai avea un băiat care avea nu știu câți ani, 14-15 ani. Și foarte interesant, au venit de la Viena după ce au făcut acolo o grămadă de tratamente. Starea era foarte grea. Și doctorul care trebuia să-i administreze tratamentul era un fost coleg de-al meu, care nu crede în Dumnezeu. Da, așa, sau crede pe jumătate, cum mi-a zis el. Bă, poate este, poate nu este, dar oricum n-am de unde să știu. Și omul ăsta mi-a zis, zice, mă, să știi că mă enervează pocăiții ăștia ai tăi. Zic, de ce? Zice, mă enervează mai ales el. Pentru că e tot timpul bucuros. Acum la ea, că are o stare pozitivă, credința o ajută, dar la el, ăsta nu-i conștient că nevastă sa moare sau se bucură că moare. Și era supărat așa și zice, lasă că îl aduc eu cu picioarele pe pământ. Și zice, fii atent ce am făcut cu ăștia. Am încercat să le explic care e situația lor. Să le zic cât de gravă e situația. Și știți cum suntem noi oamenii, când stăm față în față cu un doctor,
nu înțelegem de cele mai multe ori, dar dacă nu ești în domeniu, n-ai habar ce zice omul acolo. Nu știu cum sunteți voi, dar când auzi un termen medical, parcă îți crește tensiunea brusc. De mic, știu că prima dată când am auzit, ai bronșită astmatică. Am rămas șocat. Am zis, domnul doctor, e grav, mai pot trăi. Ce stai liniștit, de la asta nu mori. Noi, oamenii simpli, care nu suntem familiari cu limbajul medical, când auzim cuvinte din astea medicale, imediat ne alertăm. Și doctorul nostru a început să le explice în termeni medicali și zice, măi, oamenii ăștia ai tăi deja erau experți. După ani, știți că omul necăjit, omul care trece prin tratamente și boli, devine expert în domeniul medical, că vrea, că nu vrea. Și zice, omul m-a oprit și mi-a zis, păi domn doctor, dumneavoastră încă nici nu știți tot. Păi noi venim de la Viena și uite tot dosarul, că nu mai știți, că mai sunt niște analize. Și zice, până în momentul ăla mă gândeam că mai are de trăit vreo 6 luni de zile, dar după ce îmi spunea el, era și mai puțin. Și ce omul ăla s-a uitat la mine și mi-a zis, omul tău zice, s-a uitat la mine și mi-a zis așa, domnul doctor, știu că vă uitați la noi și vi se pare că nu suntem normali. Și credeți că suntem naivi, că suntem cu capul în nori, că nu avem habar pe ce lume trăim. Dar vreau să vă spun 2 lucruri. Noi știm că Dumnezeul nostru, dacă vrea și alege, poate să lucreze și să o vindece, în orice situație s-ar afla. 2. Noi știm că în ciuda faptului că Dumnezeu permite și moartea și s-ar putea să moară, viața asta este scurtă. Și mai devreme sau mai târziu, chiar dacă ea moare acum, ne vom reîntâlni în veșnicie. Doctorul ăsta s-a uitat la mine și mi-a zis, a fost prima dată în viața mea când aproape am crezut în Dumnezeu uitându-mă la oamenii ăștia. Să poți să cânți când de jur împrejurul tău sunt doar motive de tristețe. Să poți să binecuvântezi când cei din jurul tău blestemă. Să poți să zâmbești când toată lumea stă încruntată. Să poți să glorifici pe Dumnezeu într-o lume care declară că nu există Dumnezeu. În anul 2024, e adevărat, viața va fi așa cum a fost și până acum, imprevizibilă, dar știu ceva, Dumnezeu e cu noi. Și ne spune și nouă, cum le-a spus atunci ucenicilor, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Dacă unii dintre voi sunteți în adunare în această seară și vă uitați cu frică la anul 2024, Domnul Iisus Hristos vă spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. N-am venit să vă propovăduiesc necazuri și furtuni, nu, departe de mine asta. N-am venit să vă spun că în anul 2024 o să vă aștepte numai dureri și, nu știu, situații grave. Și am venit să vă spun doar atât, că indiferent de ce se va întâmpla în anul care ne stă înainte și care în mod clar e imprevizibil, Domnul Iisus este cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Și pentru că îmi place că sunteți așa de atenți și răspundeți așa de bine, mai zic o dată, slăvit să fie numele Domnului. Dați-mi voie să spun aici de mai multe ori asta, cu toate că nu obișnuiesc să forțez lucrurile. De ce? Că să știți că rare ori să mai spunem biserică treaba asta, prin multe biserici unde mă duc. Așa că dacă prind o adunare unde oamenii zic amin, nu îi las, îmi încarc bateriile și cu aminurile voastre mai țin vreo 6-7 predici în altă parte. Și uite că așa lucrurile se echilibrează. Domnul să vă binecuvânteze. Ei, deja e jumate și eu care credeam că termin mai... Am zis că termin mai repede, da? Doamne, mulțumesc pentru încurajare. O zis fratele, dă-i putere, Doamne. Acum vă zic și eu, Doamne, dă-le putere și lor să asculte. Punctul 2 și 3, vă promit că e mai scurt și dacă Domnul ne ajută, terminăm și chiar mai repede. Deci, al doilea lucru. În legătură cu anul 2024, am zis că Dumnezeu rămâne stăpân. Din toată imaginea asta, nu știu ce vă place vouă cel mai mult, dar mie îmi place versetul 45, ce mi-ar fi plăcut să fi fost cineva atunci să filmeze momentul acela, că acum sunt mulți frați de obicei care mai filmează. Ce n-aș fi dorit să fie cineva să facă un live de acolo? Versetul 45 zice, Iisus a silit pe ucenicii lui să intre în corabie. No, asta aș fi vrut să o văd.
Sunt diverse sau sunt diferite momente din istoria Mântuitorului Iisus pe pământul acesta care sunt surprinse de pictori. Momente importante din viața Mântuitorului. N-am văzut, nu știu vreun tablou cunoscut sau mai puțin cunoscut, cu momentul în care Iisus își silește ucenicii să urce în corabie. Adică îi obligă. Vă imaginați momentul ăla? Ce înseamnă că îi obligă? Exact cum faci tu cu pruncii când vii la biserică de multe ori. Unde îi zice Andrei sau unde e Beni? Unde s-a dus? O dispărut. Pune mâna pe el și-o du-l înapoi. Dar nu vrea să vină la biserică. Să treacă la biserică. Ia gândiți-vă că ucenicii Domnului erau acolo pe munte și parcă îi văd discutând cu Domnul și spunându-i: Doamne, dar mai lasă-ne, am o noapte, ne trimiți direct pe mare. Nu ar fi mai bine să stăm măcar peste noapte aici, că e așa de bine aici, ai predicat așa de fain, Doamne, oamenii ăștia vor să te facă împărați pe noi miniștri, nu ne lasă, ne bucurăm și noi măcar pentru o clipă de gloria asta a lumii. Și Domnul zice: nu, 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 pentru că eu n-am venit să dau pâine ca oamenii ăștia să mănânce gratis, eu sunt pâinea vieții, eu sunt împăratul sufletelor oamenilor. Și Domnul ia și parcă îl văd pe Domnul întrebând: dar unde-i Toma? Ia aduceți-l și pe Toma. Da, unde e Simon? Aduceți-l și pe Simon. Spune Biblia că i-a silit. Cred că pe unii i-a luat apropriu și i-a dus cu forța. Cum trebuie să faci și tu câteodată cu pruncii când trebuie să vină la biserică, așa cum ți-am zis. Îi silește și pune în corabie și după aia îi trimite în furtună. Acum gândiți-vă în felul următor. Ucenicii se trezesc dintr-o dată în mijlocul furtunii după ce Domnul Iisus îi pune în corabie și îi trimite acolo. Apropo, în legătură cu necazurile și încercările în viață. Când ajungi într-un necaz, într-o furtună în viață, știind că Dumnezeu te-a trimis acolo, nu-i nimic care să-ți dea liniște și pace mai mult decât asta, decât să știi că ești în voia lui Dumnezeu. Când știi că ești în voia lui Dumnezeu, oriunde te afla, fie că ești în spital, fie că ești la o masă, fie că ești în ziua fericirii, fie că ești în ziua nenorocirii, faptul că ești în voia lui Dumnezeu îți aduce liniște și pace. Îi spui Domnului: Doamne, Tu m-ai silit să intru în corabia asta, Tu m-ai trimis seara în mijlocul furtunii, de mine eu aș mai fi stat acolo la bine, dar dacă Tu ai hotărât în providența Ta și în suveranitatea Ta și în bunătatea Ta și în dragostea Ta și în atotputernicia Ta, Doamne Dumnezeule, să mă iei de acolo și să mă trimiți aici, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ai îngăduit să ajung în spital, știu bine că Tu ai făcut-o cu un scop. Și cel mai important lucru, frați și surori, dincolo de toate celelalte, sigur, toți vrem să fim sănătoși, toți vrem să o ducem bine, nu cred că nimeni nu vrea cineva să fie bolnav, da? Toți vrem să o ducem bine, indiferent care ar fi situația din viața noastră, important este să știi că ești în mâna lui Dumnezeu. Să spui: Doamne Dumnezeule, am ajuns aici și sunt în voia Ta. Rău e când ajungi la necaz, dar ai ajuns în necaz pentru că ai făcut o alegeri greșite. Acolo e rău. Când ai ajuns bolnav, pentru că ai încălcat poruncile lui Dumnezeu. Când ai ajuns să-ți distrugi viața din cauza neascultării și păcatului, acolo e rău. Dar când ajungi în încercare, pentru că Domnul te-a silit să treci prin încercare, spui: Doamne, îți mulțumesc, sunt aici în furtună, dar știu că de acolo, de pe marurile Tale divine, Doamne, Tu vezi că mă necăjesc și știu că Tu ești cu mine. Și asta e important, să știi că Dumnezeu e stăpân, indiferent de circumstanțele vieții. Suntem exact ca niște copii care stau în brațele Tatălui și știind că ești în brațele Tatălui, spui: Doamne, orice s-ar întâmpla, sunt în brațele Tale. Rău e când nu ești în brațele Domnului și ajungi să treci în viață prin necazuri, prin dureri și vezi asta. Și am văzut de foarte multe ori oameni care suferă singuri. Ca pastor, adeseori trebuie să mergi în spital și... Nu odată mi s-a întâmplat să mă duc în spital și să trebuiască să mă rog pentru cineva și stând acolo rugându-mă pentru cineva să vină un altul care nu-i pocăit sau care nu are de-a face cu Dumnezeu, să spună: domnul pastor, nu veniți să vă rugați și pentru noi, nu veniți să vă rugați și pentru copilul nostru. Am văzut suferința omului credincios, dar în mod autentic, nu penticostal, ci credincios. Am văzut suferința omului care știe că cel mai important lucru e să fie în brațele Domnului, să fie în voia lui Dumnezeu și care are liniște și pace și care îi spune Domnului: Doamne, îți mulțumesc că în ciuda bolii, în ciuda necazului, da, îmi doresc să scap de boală, îmi doresc să scap de necaz, toată lumea cere, rugați-vă pentru mine să scap de boala asta, dar fraților, ce important e că știu că sunt în brațele Domnului Iisus. Dar l-am văzut și pe celălalt, pe omul disperat, omul
care nu-L are pe Dumnezeu în viața lui. Omul care trecând prin necazuri, care trecând prin furtuni, e efectiv disperat, nu știe ce să mai facă. Știți câte situații de felul ăsta am văzut. Dar mai e ceva interesant, câteodată Dumnezeu în providența Lui, când îngăduie să trecem prin asemenea situații, Dumnezeu ne trezește prin ele. Ne lasă Dumnezeu în situație în care să înțelegem că oricât de tare am fi, noi nu putem face nimic cu resursele noastre, că suntem în mod absolut dependenți de puterea Lui. Am un prieten care a devenit prin munca lui foarte bogat și prietenul ăsta mi-a povestit cum s-a pocăit el. A plecat de acasă, din tinerețea lui, s-a reîntors în țară și cum s-a pocăit? A avut probleme grave de sănătate, trebuia să facă un transplant renal și el s-a gândit așa, măi, în România am bani, rezolv problema. Mă duc la un doctor și cumpăr rinichii. Nu cum se desfășoară lucrurile în mod normal într-o țară civilizată, unde există o etică profesională, el a crezut că poate rezolva în sistemul ăsta. S-a dus acolo și îmi zice el, eu am crezut că pot cumpăra 4 rinichi, nu unul. Și m-am lovit de un doctor incoruptibil. Și doctorul ăsta mi-a zis, domne, oricâți bani avea dumneata, uite cum stau lucrurile aici, sunt niște criterii, vei fi pus pe listă, stai liniștit, la fel ca toți ceilalți. Și dintr-o dată când mi-a zis, tu ești la fel ca toți ceilalți, dintr-o dată am simțit că nu mai sunt așa de tare. Și m-a lăsat Dumnezeu, eu nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu, îmi povestea el, m-a lăsat Dumnezeu să stau acolo pe patul de spital și lângă mine a pus un pocăit pisălog care tot îmi vorbea și pe care nu l-aș fi ascultat niciodată. Și ăla tot mi-a vorbit despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, dar dincolo de vorbele lui l-am văzut pe el. Am văzut încrederea lui, am văzut pacea lui, am văzut bucuria lui, pentru că toate că era într-o situație mult mai gravă decât a mea, și prin viața lui, dincolo de cuvintele lui, Dumnezeu mi-a vorbit și așa m-am pocăit. Vedeți, câteodată Dumnezeu îngăduie în viața noastră, tu poate că ai ajuns la biserică în seara asta tocmai pentru că ești într-o furtună, că dacă n-ai fi ajuns în furtună, n-ai fi pășit niciodată într-o biserică de pocăiți. Dar pentru că Dumnezeu a lăsat anul care a trecut o furtună în viața ta și în familia ta, dintr-o dată ai zis, mă, dacă nu vine Iisus la mine, să-L caut eu. Mă duc undeva să văd ce să fac. Și Dumnezeu a îngăduit ca în seara asta să fie aici. Dacă n-ai fi pierdut banii pe care i-ai pierdut, Domnule, dacă n-ai fi trecut, dragă Doamnă, prin situația prin care ai trecut în familia ta, n-ai fi pășit într-o biserică de pocăiți niciodată. Dar pentru că Dumnezeu în dragostea Lui a îngăduit să treci prin toate lucrurile prin care ai trecut și te-ai întrebat, Doamne, de ce? Uite de ce! Ca în această zi să fii în locul acesta și Domnul să spună, îndrăznește, nu te teme, eu sunt aici, te iubesc și-s gata să schimb viața ta. Slăvit să fie Domnul pentru asta! Pentru că ne lasă Dumnezeu în situații în care, în ciuda faptului că uitați-vă la oamenii ăștia, ucenicii Domnului erau marinari, știau cum stă treaba cu furtunile, dar ne lasă Dumnezeu în circunstanțe în care oricât de buni profesioniști am fi, oricât de înstăriți am fi, oricât de inteligenți am fi, oricâtă școală am avea, oricât de multe resurse am avea și am crede noi că suntem tari și ne putem baza pe ele, ne lasă în situații în care să înțelegem că suntem în mod total și absolut dependenți de puterea lui Dumnezeu. Și să ajungi să spui, Doamne Dumnezeule, eu cu toată școala mea, cu toate relațiile mele, cu toți banii mei și cu toate cunoștințele mele, nu pot face nimic, e unul singur care poate face ceva și acesta ești Tu, Doamne. Și în această zi ești în biserică, în fața măreției acestui Dumnezeu și acest Dumnezeu îți vorbește și spune, eu sunt, îmi pasă de tine, îndrăznește, te-am adus în locul acesta tocmai pentru că îmi pasă de tine, am lăsat încercarea, furtuna, necazul în viața ta și a familiei tale pentru că am vrut să te trezesc din starea în care te aflai și în această seară Dumnezeu schimbă viața. Slăvit să fie numele Lui! Dar ascultă-mă bine. Anul 2024, cum a fost și anul anterior, va fi un an imprevizibil. Dar Dumnezeu rămâne stăpân. Când am fost în America, am văzut că americanii au obiceiul să pună tot felul de lucruri pe mașină, tot felul de cuvinte pe care le lipesc acolo. Și am văzut pe o mașină scris, probabil că ăla credea că e creștin, zicea, Iisus e copilot. Copilot e ăla din dreapta. Știți care zice? Dreapta, stânga? Da, vă spun ceva. Iisus nu-i copilot niciodată. Nici o mașină a vieții, nici unuia. Iisus ori e pilot, ori nu-i prezent deloc. Nu știu dacă am fost destul de clar. Cred că dacă zic mai aproape de microfon o să fie mai bine. Iisus ori e pilot,
ori nu-i prezent deloc. Adică ce înseamnă asta? Iisus ori e stăpânul vieții tale, ori nu-i prezent deloc în viața ta. Știu că tu te gândești la Dumnezeu, zicea marele filozof englez C.S. Lewis, că unii oameni se gândesc la Dumnezeu cum se gândește un șofer la roata de rezervă. Știi cum se gândește un șofer la roata de rezervă? E bine să știi că ai undeva acolo, dar și mai bine ar fi să nu trebuiască să apelezi la ea niciodată. Na, fix așa să gândesc unii la Dumnezeu. Ei așa auzi, Doamne, Doamne, nici nu-i zic Dumnezeu. Îi zic ori divinitatea, ori Doamne, Doamne. Zice, e bine să știi că există un Doamne, Doamne, de ce? Pentru cazul în care e un accident, te îmbolnăvești, ajungi la necaz, atunci e bine. Ascultați-mă, Dumnezeul nostru vrea să fie viu și prezent în viața noastră în toate circumstanțele vieții noastre. Zic încă o dată, El vrea să fie stăpânul vieții tale. Nu-ți fă iluzia asta că e Dumnezeu prezent în viața ta numai când ai tu chef. Știi, Nicolae Iorga spunea că noi românii l-am închis pe Dumnezeu în biserici pentru ca afară să facem ce vrem noi. Și atunci omul când merge la biserică ia fața aia pioasă, măi, acolo toți sunt sfinți. Și toți oamenii când merg la biserică au aceeași atitudine extraordinară, numai când au ieșit din biserică se transformă. E schimbarea la față. E transfigurarea. Brusc totul se schimbă. Ascultați-mă, Dumnezeu nu-i stăpân doar în clădirea asta, că nu asta e biserica, asta e doar o clădire, o adunare. Bine ziceau mai demult pocăiții la țară. Știți cum scria pe bisericile pocăiților? Adunare. Noi spunem și noi acum că e biserică, dar biserica suntem noi, oamenii. Pietrele vii ale bisericii suntem fiecare dintre noi. Bogăția unei biserici nu-i clădirea ei, ci sunt oamenii ei. Acolo unde există oameni, există biserică. Sunt acum biserici care nu mai au oameni. Acolo nu mai e biserică, e doar un edificiu religios, atât. Mergi și faci poze și gata. Exact la fel stau lucrurile și cu viețile noastre. Dacă Dumnezeu nu-i stăpân în viața ta, ce înseamnă că Dumnezeu e stăpân? Adică, tu respecti ce spune Dumnezeu. Și unde afli ce spune Dumnezeu? În Biblie. Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Și bun, dacă Dumnezeu spune, cine crede și se botează va fi mântuit, tu de ce nu te botezi de ani de zile? Tu spui, dar eu am frică de Dumnezeu, eu îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu e prezent în viața mea. Dragul meu, respect atitudinea asta ta față de Dumnezeu, dar pe de altă parte vreau să spun ceva. Dumnezeu e prezent doar în viața în care este stăpân. Da, într-un fel Dumnezeu e prezent peste tot și nu vreau să discutăm acum chestiuni de ordin teologic. Dar pe de altă parte, prezența lui Dumnezeu care mântuiește și salvează e doar acolo unde există ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Așa că dacă vrei ca Dumnezeu să fie stăpân în viața ta, dacă vrei ca Dumnezeu să fie prezent în viața ta, lasă-L pe Dumnezeu să fie stăpân în viața ta. Și când Dumnezeu e stăpân în viața ta, Dumnezeu e prezent în viața ta. Și când Dumnezeu e prezent în viața ta, orice situație ar fi înaintea ta, orice circunstanță ai trece, prin orice lucruri ai trece, știi că poți avea pace și liniște. De ce? Pentru că îți bazezi viața pe El, slăvit să fie numele Lui. O, mai zic o dată, slăvit să fie numele. Anul 2024, ca toți ceilalți ani, va fi mai departe un an imprevizibil, doi. În anul 2024 Dumnezeu va continua să fie stăpân peste viețile noastre și asta ne aduce liniște și pace, indiferent de circumstanțele prin care vom trece și trei și cu asta am încheiat. Iisus ne oferă tot ce avem nevoie. Iisus le oferă ucenicilor Lui tot ce aveau nevoie în furtună. El vede, spune Biblia, numai întâi El știe, El vede și El vine. El știe, El vede și El vine. Poate ai avut îndoieli și te-ai întrebat, oare știe Dumnezeu? Oare știe Iisus? S-or fi gândit ucenicii că noi ne chinuim aici din greu când am fi putut să stăm mai departe liniștiți acolo, pe margine și să ne bucurăm? Spune Biblia că Iisus știa. Ba mai mult doare, vede, da, El vede, dragul meu, El vede toate lacrimile pe care le verși noaptea în ascuns. El vede
toată anxietatea, toată neliniștea, toată suferința, toată amărăciunea aia care e în sufletul tău și pe care nu o vede nimeni, El vede ceea ce nu văd oamenii, El vede ce nu vede cel de lângă tine, El vede ceea ce nu văd părinții, El vede ce nu vede soțul, soția, ce nu vede omul care te iubește cel mai mult, El vede dincolo de ceea ce vede păstorul, El vede, dar nu numai că vede, spune Biblia că El vine călcând în picioare valurile, adică exact lucru de care ție ți este cel mai tare frică. Această călcare în picioare simbolizează punerea sub autoritatea Lui, adică sub autoritatea Lui Hristos sunt lucrurile de care nouă ne este cel mai mare frică în viața asta. O, sub autoritatea Lui Hristos este viața și moartea, sub autoritatea Lui Hristos e sănătatea și boala, sub autoritatea Lui Hristos sunt vremurile, slăvit să fie numele Lui! Și El vine negreșit. Chiar dacă vine atunci când nu te mai aștepți. Și când vine, și acum am o întrebare și după aia chiar că închei. E un om acolo, Petru. Bă, aduceți aminte. Și când vine Domnul, e Evanghelia după Matei vorbește despre momentul ăsta, e Petru acolo și când îl vede pe Domnul, știți ce zice? Doamne, dacă ești Tu, adică dacă ce văd eu nu e o halucinație, nu e o fantomă, nu e o arătare, ci într-adevăr ești Tu, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Adică vreau să pășesc și eu pe ape cum pășești Tu. M-am tot gândit ce-a fost în mintea lui Petru când a cerut treaba asta. Vă spun în calitate de om care a fost într-o barcă mare, sănătoasă, eu cred că mai tare decât aia în care au fost ucenicii, cu motor, și totuși când erau valurile alea mari, chiar m-am gândit, dacă l-aș vedea acum pe Domnul pe un val din ăsta așa mare, oare mi-ar trece mie prin minte să zic Domnului, Doamne, cheamă-mă să vin și eu la Tine călcând pe ape? Eu mi-am dat răspunsul singur, nu. Știți care a fost gândul meu? Cum să mă duc să cobor undeva acolo jos, să nu mai văd valurile astea, că erau înspăimântătoare, imense. M-am tot gândit ce-a fost în mintea lui Petru după ce toată noaptea luptă cu furtuna, cu valurile și pe valurile astea îl vede deodată pe Iisus venind și ce îi se năzărește lui? Să-i spună, Doamne, vreau și eu să vin acolo cu Tine. De unde asta? Mai ales când te gândești că în jos sunt zeci de metri, mai ales când te gândești că vântul e așa de puternic, că ne spune Biblia că se duce Petru la un moment dat, dar știți când simte vântul, mai ales când vezi valurile, îți vine să fugi. Și am găsit un răspuns. Și răspunsul e următorul. Petru își dorește ceva ce și-a dorit toată viața lui. Ceva ce și-au dorit ucenicii tot timpul. Indiferent de situația în care se află, să fie cât mai aproape de Iisus. Și atunci Petru zice așa, Doamne, eu chiar dacă sunt aici în corabia aceasta, care mi oferă o anumită siguranță, o anumită securitate, eu sunt gata să abandonez corabia asta pentru că prefer să fiu în furtună, pășind peste valurile care îmi creează atât de multă frică, dar să știu că sunt cât mai aproape de Tine. Așa că vreau să las corabia asta aici, chiar dacă corabia îmi dă o oarecare siguranță. Mă, totuși ai ceva aici, mă țin de scândurile astea. M-am gândit că dacă eram în locul lui așa, stăteam. Dar prefer să abandonez corabia asta cu un singur scop, să fiu cât mai aproape de Tine. Știți cântarea? Sigur o știți. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Eu nu știu de ce cântăm noi cântarea asta numai la mormântare. Mi-a dus aminte, acum am venit să zâmbesc, că am fost odată de am vizitat un frate care era bolnav și frate bătrân cu care am mers, a început să cânte cântarea asta. Mi-a dat afară din casă. Mă, voi cântați cântări din mormântare la mine acasă? Pe mine m-a primit înapoi, eu zic, frate, tu poți veni că nu tu ai început cântarea. Dar fratele zice să nu mai calci aici, îmi cântă mie cântări din mormântare. Și i-am spus, frate, a fost simpatic. Cântarea asta nu e de înmormântare, nu știu de ce noi am ales să o cântăm numai la mormântare, că vă spun ceva, nu e suficient să mori ca să fii lângă Domnul, că sunt unii care vor muri și vor fi tare departe de Domnul. De fapt, cântarea asta nu e despre moarte, ci despre viață.
N-are nicio legătură cu moartea. Când zic vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de greu ar fi necazul meu, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, de fapt îi spun lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, tot ce contează în viață e să fiu cât mai aproape de Tine. Și Petru când era acolo în corabie și când îl vede pe Domnul, zice, o, e Domnul, vă aduceți aminte altă dată când îi aude vocea de pe țărm, când aude că e Domnul, nu mai poate sta să ajungă corabia la mal, să aruncă direct în apă, să ajungă cât mai aproape de Domnul, pentru că tot timpul a știut un lucru. Cel mai important în viața asta e să fii cât mai aproape de Domnul. De ce? Pentru că prezența Domnului îmi oferă tot ce am nevoie. Cât de mari ar fi valurile, cât de periculos o fi lucrul ăsta. Pentru că Petru îl văd cu mult curaj, îndrăznește, eu să nu te teme, îl văd pe Petru făcând primul pas, încă un pas, încă un pas. Dar simte și el că furtuna e mare, vântul era puternic, valurile erau mari, îl cuprinde frica, se scufundă și strigă cu disperare, Doamne, scapă-mă! Domnul își întinde mâna și îl salvează, îl duce în corabie și ajung la mare cu biruință. De ce, dragii mei? Pentru că era lângă Domnul. Tot ce contează în viața asta e să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Și pentru anul 2024, asta îmi doresc pentru mine, în mod egoist, recunosc, dar și pentru voi, dragii mei, frați și surori de aici din Timișoara. Și acum, pentru că stați și ați ascultat o predică un ceas și 5 minute, dați-mi voie să fac o rugăciune la sfârșit. Că vreți, că nu vreți, facem rugăciunea. Vă invit cu drag să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să rostesc această rugăciune acolo unde sunteți. Aș vrea să stați cu ochii închiși și permiteți-mi să rostesc eu rugăciunea asta cu voce tare. Aș vrea, dacă se poate, să nu ne uităm în stânga, nici în dreapta, să stăm cu ochii închiși. Nu pentru că nu ne putem ruga și altfel, dar dacă stăm cu ochii închiși, nu ne mai interesează ce se întâmplă în jurul nostru. Și aș vrea să auzim vocea Domnului care ne rostește prin Duhul Sfânt. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Domnul e prezent aici. Domnul e prezent aici. Tot ceea ce contează e să fim cât mai aproape de El. Nu știu cât de aproape ai fost de Domnul în anul 2023 sau cât de departe te-ai îndepărtat de El. Poate prin furtunile vieții te-ai simțit departe de Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu în această zi, la fel ca Petru, Doamne, dacă ești Tu prezent aici în Smirna, poruncește-mi să vin la Tine. Ai curajul acesta de a-i spune lui Dumnezeu, dragul meu prieten, ești în biserică poate pentru prima dată, a doua oară, a patra oară, dar n-ai avut niciodată curajul pe care îl are Petru de a-i spune Domnului, Doamne, dacă ești Tu ce văd aici, dacă ești Tu prezent în biserica asta pocăiților, Doamne, poruncește-mi să vin și eu la Tine. Și vreau să simt lucrul ăsta. Dacă vrei ca Domnul să facă acest lucru acolo unde ești, spune-i lui Dumnezeu și vreau să mă rog pentru tine. Dacă ești astăzi aici, poate ești din familie de pocăiți, dar nu i-ai spus Domnului Iisus niciodată, Doamne, vreau să fiu lângă Tine și vreau să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu. Dacă vrei să-i spui Domnului, Doamne, vreau să fiu cât mai aproape de Tine, dar nu i-ai spus Domnului asta niciodată și în această seară vrei ca Domnul Iisus Hristos să devină stăpânul vieții tale, vreau să mă rog pentru tine. Și aș vrea să mă rog în mod special pentru aceia care încă nu l-au pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân. Tu ești creștin, indiferent care e confesiunea din care faci parte, te duci la o biserică, dar Iisus încă nu este stăpânul corăbiei vieții tale. Dacă vrei ca El să fie stăpânul, vreau să mă rog pentru tine în seara asta și acolo unde ești, îndrăznește să stai cu o mână ridicată sus și vreau să fac rugăciunea asta în mod special pentru tine. Fie că ești pocăit, dar numai cu numele, fie că ești penticostal, baptist, ortodox, dar n-ai avut încă momentul ăsta și vrei în această zi să-i spui Domnului, Doamne, fii stăpânul vieții mele, fii stăpânul casei mele, fii stăpânul familiei mele, fii stăpânul voinței mele. Ar vrea să ai curajul să stai cu mâna ridicată sus și voi rosti rugăciunea asta pentru tine. Doamne, sunt atâția oameni care stau cu mâna ridicată. O, poruncește-le, Doamne, să vină la Tine. Și așa cum i-ai poruncit lui Petru, Doamne, poruncește fiecarei persoane din locul acesta. Fă, Doamne, ca oamenii ăștia care stau cu mâna ridicată
Și poate unii dintre ei cu ochii plini de lacrimi, Doamne, strigând către Tine, la fel ca Petru altădată, Doamne, scapă-ne, că altfel pierim. Fă ca oamenii ăștia să simt atingerea Ta. Și așa cum mâna Ta s-a întins către Petru și l-a smuls dintre valuri, o, întinde-ți mâna, Doamne, și smulge-i. Smulge-i din starea de păcat în care unii se află. Smulge-i din toate viciile în care se află. Smulge-i dintre prietenii care îi duce spre ia și pierzare. Smulge-i din situațiile grele în care se află. Smulge-i, Doamne, și pune-le picioarele pe stâncă. O, fii stăpânul vieții lor. Dacă unii dintre ei au nevoie să fie eliberați de puterea vreunui păcat, în numele lui Iisus Hristos se eliberează, Doamne, în seara asta. În numele sângelui de la Golgota, Doamne, eliberează de sub puterea drogurilor, eliberează de sub puterea tutunului, eliberează de sub puterea alcoolului, eliberează de sub puterea imoralității, eliberează de sub puterea urii, eliberează de sub puterea neiertării, eliberează, Doamne, în seara aceasta. O, îți mulțumesc că Tu cobori, Doamne! Prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, îți mulțumesc că Tu cobori în orice viață.